Cui ați, cui ați făcut așa? Luciana din mijloc. Se la tine. Coabă de cu viața mea, înseamnă că nu se acord cu tine. Dar ce treabă? Că fetele au văzut în mine că mă îndrept cu adevărat. Aia. Și că nu mi-am bătut joc de-a. Unde te îndrepti? Eu nu am dat speranțe false acum de când m-am despărțit. Radu! Tu măcar ai făcut totul din suflet, nu pe vrăjeală. Corect. Like. Cum ai fost tu cu Adrian? Ai suflet, mă. Cum ai fost tu cu Adrian? De la tine. Ai suflet, bravo. Mi-ai bravo. De ce minți? De ce minți? Ai vrut să te cunoști cu Adriana, da? Așa. Cum ai ajuns tu să spui că nu mai vrei, să ai nicio treabă cu ea și te-ai îndreptat către Amira? Ia, uite, băi. Bă, tu n-ai să nicio treabă cu el. După mine o Adriana i-a refuzat ordonanțul. Era tine executat. Dacă am vrut eu așa am considerat. Radu, dacă Adriana i-a scris mesaj pe Instagram, se la tine. Băi, Radu, te place voi să fac eu prea alerg. Radu, dar Mira nu-l place pe Salatin, Salatin sunt doar prieteni. Nu o să fie niciodată cu el. Fac și eu un pas și după... Lași, măi, din urmă, că vorbesc cu Radu. Te-am spus, Mariana, că eu am mirosit imediat ce vrea să facă Amira și am spus. Miroși, ca drept dovadă, schimbă ca drept dovadă. Măi, Radu nu vrea să facă, Amira vrea să facă Salatin, o vrăjeală, încă o vrăjeală. Unde vreau eu așa? M-ai înțeles, Radu? Cum, mai zi, atât, te rog. Am zis, nu Amira vrea să facă ceva, Salatin mai dorește să mai facă încă o vrăjeală. Dar Amira cred că o să muște vrăjeala asta, că știi cum e când mama spune ceva, te execuți. Reducu, o să vezi că mă mușcă. Mariana, dacă voi fetele nu sunteți în stare să purtați un dialog persoasiv cu mine, un dialog persoasiv cu mine, vezi că ți-o firește floarea, vezi că ți-o firește floarea. Mariana, o mie opțiute noze și nu știu cât ai din acolo. Mariana, boabe de față. Ai ghete la șireturi, nu mai vorbi cu mine. Amira, să le vorbesc. Și te chem pe tine, te aștept să mă legi. Hai, Mariana, au ședință cu părinții. Nu ești în stare să porți un dialog, Mariana. O dai mai învrăjeală. Cu tine, niciodată. Vorbește clar. Vorbește fără să stai să gesticulezi din ochi și din mâinile alea. Și după toată lumea va dori să poarte conversații cu tine. Aici nu ești pe vrăjeală. Eu sunt vrăjitor, eu sunt vrăjitor. Păi da, dar ție-ți place porecla asta, viața mea, ți-ți place. Îți râdem în stăgeara și nu mă complac în situația asta, crede-mă. Dar la tine ești afară că ai microfonul stricat. Până atunci, vino să-mi repar tu, știi ce zic. Ai, ce pretenții ai. Deci vezi, aia vezi, nu ne certăm noi. Ai văzut, nu avem nimic de bărțit unul cu altul? Poți să dai follow și să dai colegii înapoi. De la tine aici poate să cânte atât. Hai că suntem colegi, Radu. Are trei cuvinte și de prieteni. Colegi, de competiție. Hai vină cu dacă ai ceva personal să mergi. Hai vină aici să mergi. Nu, pe bune, dar pe bune, dacă ai ceva. Eu vorbesc aici. Băi, dar cine ești tu? Vină în coa, vină în coa. La fiecare dată, hai afară. La tine, se spune, te rog frumos, Andrei, vină să vorbești cu mine dacă... Da, era pe cadru deja. Nu ai vină în coa. Ce să facă, mă? Crede că asta e important. Ai auzit sau you are not here? Am auzit. Bine că ai auzit, acum poți să-i repeti. Îl mai chem încă o dată dacă vrea să vorbească. Nu, te-ai băgat tu. Acum poți să-l mai întrebi încă o dată. Roagă-l frumos dacă vrea să vorbească cu tine. Andrei a reacționat. Păi era pe cadru, mă, Andrei. Vorbea cu Radu. Da, și a reacționat vis-a-vis de mine. Puneți-l, mă, să cânte ce. Nu mai e altcineva în camera asta. Nu mai e altcineva în camera asta. Care e altcineva în camera asta? Care e altcineva în camera asta? Ești pe cadru cu ei, frumos. Dar nici nu, viață, nu. Ce a zis că știi că să cânte? Am cântat de atâtea ori, am cântat de atâtea ori. De ce, Radule, Radule? Și tu vrei să spui că el altceva nu știe să facă, decât să cânte, poate atât să fac. Ma, nu pot zic că nu știe altceva, dar n-am văzut altceva până acum. Cum n-ai văzut? S-a lăsat controlat de un copil de 20 de ani. N-ai văzut treaba asta? Pe asta nu vezi? Copil de 20 de ani? Da. Poate verde. Cine? Lasă-l, mai el a venit aici să își aranjeze gulerul. Eu sunt controlat, mă, iau. Stai să cânte ceva. Lasă-l să cânte ceva, aranjează-ți gulerul. Mamă. Dar cine te-a mușcat de aici? Nu m-a mușcat nimeni. M-am dat ăștia, m-am... de la pantalon. Mă. Îți bat ochii. Scot ochii. Adio. Adriano, ce căutai în camera roșie cu comănici? Păi, da. Dar te interesează sau vrei să știi? Păi, mă interesează și vreau să știu. Bine. Ce căutai? Data viitoare. Data viitoare? Da. Am avut o discuție. Nu ne mai mutăm. Am avut o discuție sinceră cu ea și nu ne mai luăm duplex. Mi-am dat cuvântul să vadă întreaga România ce intenție am. Păi tu te muscu cu banul. Mi-au comaniști. Era zic triplex. Poftim?
Ție chiar a început să-ți placă de ea? Ce faci, bă, comăniș, bă? Hă? Uite ce să faci. Faci vrăjeală cu Adriana pe acolo, pe bănci? Pe băncile școlii, cum s-ar spune? Chiar am avut o discuție serioasă și vreau să auziți și voi și să știi întreaga Românie. I-am spus că ceea ce fac eu este pe bune ceva serios. Am mai vorbit cu ea, am încercat să vorbesc cu ea și astăzi când a venit pe canapea, chiar mi-a oferit o îmbrățișare din suflet și am simțit chiar afecțiune. Am simțit afecțiune din partea ei. Ai spus Adina Urs să vadă întreaga Românie. Păcat că întreaga Românie când te vede pe tine pe canal schimbă. Nu, nicio problemă. Dacă și doi la mână, în momentul în care erai cu Adriana acolo de te luai în brațe cu ea non-stop, căutai non-stop televizorul, înțelegi? Eu căutam. Eu căutam televizorul. Stai liniștită, Mariana, că am vorbit de lucrurile astea. Nici măcar n-am vorbit pe conexiune cu absolut nimeni. Nu era vorba să vorbești, era vorba că ba te uitai direct, înțelegi? Întorceai capul și te uitai direct în televizor. Odată, Adriana. Și doi, te uitai și în... Ascultă-mă, te uitai și în geamul ăla de acolo negru, înțelegi? Pentru că se vede reflexia de la televizor. Adriana, viața mea. Mă uitam în ochii tăi sau mă uitam pe pereți? Când eram credeam că te-am urmărit și am văzut. Când vorbeai cu mine, te uitai la mine. Ai dreptate. Hai că se uit. Păi când... Da, da, eu am spus când vă luați în brațe, nu când vorbeați. Marinescu, eu am venit acum. Ce legătură are, mă, că și eu în momentul când l-am luat în brațe, mă uitam. Adriana, acum cineva că strâmbe. Adriana, fix așa. Adriana, cine bagă strâmbe acum? Staci. Am mai văzut multe tachinări de-astea, da, între Adriana și Comănici, doar la modul de joacă, înțelegi, prietenești. Păi am văzut joacă, multe, că sunt aici de mult. Nu se poate realiza nimic între ei doi, că aveau tot timpul din lume, înțelegi? Omule! Și Comănici, a zis că el se focusează doar pe o femeie, înțelegi? Și luptă pentru aia până la final. Da? Mare dreptate dacă, ai, Marinescu. Dacă asta e gândirea lui Comănici, da, te focusa pe aia din soartă. Băi, mă, Cristi, tu faci menționa chestiile astea să-și bage Mariana unghia în gând sau acum, ce? Acum, o folosești pe Adriana, Cristi? Am spus Adrianei și îți spun în fața întregii țări, dacă eu vreodată o să-mi bat joc de Adriana, mă fac eu pe mine de râs. De ce trebuie să faci lucrurile astea special pentru tine? Poate Mariano, Sandra, în relație cu Adriana, Alexandra, în momentul în care Mariana o să-l caute, o să părăsească pe Adriana în două secunde. Mariano, da, Marinescu, te ascult, spune. Mariano, dar de ce ești tu, Mariana? Alexandra, tu ce ai spus? Alexandra, mă duc până la urmă, lasă-mă să termini ideea. Dormeai 8 luni, da? Până să intru aici, de afară dormeai. Dormeați. Păi lasă-mă să discut acolo dacă vrei. Păi nu, eu discut acolo, nu tu. Nu discuți cu tine acum, dormeai, nu vreau să vorbesc cu tine. Marinescu, te-a spus, te rog frumos, vorbește cu tine, Marinescu. Acum ăsta a stat tot bun după tine, da? Ai condus, mă, ai condus, du-te mai și dorm, du-te mai și dorm. Marinescu, mă, dacă ceva faci ceva. Du-te și dorm și continuare, că nu mă interesează. Nu, du-te, stai din mură, cum că nu te mai bagă în seamă și că nu te mai vrea pe tine. Nu, pare adevărat, nu mă interesează. Auzi, ceea ce spune Marinescu în acest moment era mai important pe care a avut-o pe umeri. Sanchi, în loc să spară. Dacă femeia e frustrată, de ce nu-l caută aici în emisiune? De ce nu-l strigă pe aici? Cristi, 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 ce faci? Adevărat. E vorba de... Nu, nu este vorba de absolut nimic. Mariana încă vrea ca Comănici să te are pe fundul ei. Bună ziua. Să rămână. Bună ziua, băieți. Să rămână, să rămână. Hai, stai și tu aici. Ce faceți, măi? Te dau lupte intense. Lupte intense. Da, lupte intense? Da, domnișoara Cristina. Și nu mai e Codrus protagonistul. V-ați gândit la asta? M-am gândit că ai lăsat lucrurile în aer ieri. Tot în familia. Adevărat? Chiar dacă vorbeai tu la camera astăzi, n-am lămurit telespectatorii și zic să-i lămurim o dată pentru totdeauna. Deci. Păi, dar n-am vorbit la cameră. Ce-am vorbit la cameră? Ce spuneai tu acolo? Ia, zi-ne și nouă. Păi... Nu spuneam, domnișoară Cristina, dar lăsați telespectatorii să vadă. Măi, nu, vreau să audă și Alexandra. Mă puteți ajuta? Păi nu mai ții minte ce ai spus? Nu, că sunt lângă Alexandra pe cadru și mă pierd. Ai început cu faptul că erai nemulțumit pentru faptul că Alexandra a cerut camerei să n-o trimită dincolo. Da? Da, da. Da, domnișoară Cristina, pentru că eu azi chiar îmi doream să mă duc să... Vorbesc cu iubita mea. Așa. Și am văzut faza aia pe cadru și adică, stai un pic, de ce să nu vin ca să-l la băieți să vorbesc? Ce, că e Codruț acolo sau de ce să nu vin? M-a enervat puțin chestia asta. Păi cam așa. De ce nu-ți doreai să mergi în casa băieții? Că nu vreau să mai vorbesc, că am spus de ieri că nu mai, da. Mai vorbesc. Da, domnule, atunci ce pot eu, ce pot, ce să zic, ce să fac? Îți convine. Nu o să-ți dau curs. Da. Ai văzut ce te sfătuia Răducu? Zicea că dacă era în locul tău, îi făcea și îi dregea Alexandrei. Îi dădea și bloc. Pe cine îl bagă seama, Răduc? Răduc, domnișoara Cristina, îs nouă băieți care îmi spun chestia asta în fiecare zi și nu mă interesează. Îi dădea bloc.
Aoleu, da. Bun, și până la urmă, le spunem celor de acasă cum stă treaba cu acea dovadă? Da, este lângă dumneavoastră, uitați, în stânga mea. Nu, 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 că tu le-ai explicat celor de acasă. Da, nu știu, domnule, am spus că nu este nimic atât de grav care să mă facă pe mine să mă despart de Alexandra, adică eu nu o consider o chestie atât de gravă, pentru că i-am spus multe, după cum am spus, am împărtășit, i-am împărtășit multe secrete de ale mele, Alexandrei. Și nu știu la ce face referire. Prin telefon? Și. Și Alexandra ți-a spune care în telefonul ei acea dovadă. Și, domnișoară Cristina, și pe telefon, și live, și tot. Păi tu ai dat și altora prin telefon dovezi despre tine? Doar ei. Păi și-a trimis Alexandra? Păi nu știu. Nu a trimis Alexandra, nu face așa ceva. Are, bă, ia ofticată pe mine, mă, așa, ce-mi face a mie, dar nu mă toarnă ea pe mine. Când a spus Alexandra... Dar zi, Alexandra, că zici că am dat la careva. Zi ce ăsta, că mă face... Nu vreau să mă bag, domnișoara Cristina. Nu, domnișoara Cristina, dar mă face să mă simt... Domnișoara Cristina, mă face să mă simt de parcă, după cum am spus, am ascuns 3 cadavre. Așa prost mă face să mă simt. Zi despre ce vorba, că o să vină întrebări în fiecare zi cum... Ce ai făcut, despre ce e vorba. Dacă vrei să spui, spune, nu mă tot ăsta. Păi da, măi Codruț, dar eu nu înțeleg de ce tu, la acel date, n-ai încercat să afli de la Alexandra cu ce te are ea la mână. Pentru că a știut și știe de... Știe? Da. Păi și atunci de ce face pe la mână compromițător, doamne, dă-mi... Potolește-te! Doamne... Ia, încearcă să te concentrezi. Nu, domnișoară, că n-am făcut nicio afirmație. Domnișoara, iubita mea este acolo lângă dumneavoastră. Dacă dorește să spună ceva, să spună. Dacă nu, putem trece mai departe, pentru că avem niște subiecte mai interesante. Nu avem. Nu avem, că pe mine mă interesează ce s-a întâmplat acolo între voi. Și mai mult decât atât, astăzi ați fost foarte aiuriți. N-avem. Păi da, domnișoara Xenia, dacă nu se poate, păi eu ce fac? Păi se poate până păi la nu se poate, păi cum să se poate dacă spune la cameră că nu vrea să fie trimis aici și vorbească cu mine? Cum se poate? Lasă că vorbesc eu cu ea. Mai degrabă cu, mai degrabă cu Adriana, dacă stau bine să mă gândesc. Deci, Adriana, tu știi despre ce este vorba. E ceva grav? Din punctul meu de vedere, da. Ce e mai grav? Poftim! Mă spuneți! Doamne, mâncava! Păi ziceți că am mai făcut prostii la viața mea. Spuneți-le că nu, dacă am mai fost pus în lumină proaste de 100 de ori. Păi cred că o să fie game over din partea ei curând, dacă tu nu-ți revii și nu ne spui despre ce este vorba. Aha, bine, de ce să nu mă băgați pe mine? Oaie neagră, că Codruț, ca de obicei, nu? Păi dacă ea susține că tu știi și faci așa doar de dragul... Dacă nu știa doamna Cristina, așa... Domnișoara Cristina, eu știu foarte multe lucruri... Dacă el nu știa lucrurile astea, niciodată la date nu-mi dădea dreptate, nu venea în casa aici să-mi dea dreptate pe lucrurile pe care noi le-am discutat, niciodată. Dacă el nu știa. Eu v-am obișnuit, eu știu foarte multe dar lucruri. Dar te gândești la altceva și la altceva. Nu o să mă sparg, niciodată. Aha, tu i-ai spus Alexandrei ceva despre cineva. Eu i-am spus Alexandrei mai multe, chiar după cum am spus, i-am spus tot. Pentru că domnișoara Cristina vorbim de loialitate. Și Codruț a fost loial, chiar dacă a făcut el prostie în altă, dar când și a fost... Și ea nu este loială? N-am zis niciodată chestia asta, n-am spus că nu. Da, fost sincer, bă, nu loial, ai fost sincer. Nu, mă, și sincer și loial. Păi sincer că ai spus tot ce ai făcut un trebuie. Păi și loiali am fost. Păi ce legătură ieri are? Ieri a spus doamna Cristina că eu am secrete față de el. Ieri a spus. Auzi ce a spus Alexandra, că fix ce ieri ai spus că ea are secrete față de tine. Trecutul, îți povestesc. Păi are secrete față de mine? Probabil că are, nu știu. Mai tu ai zis, mă, ieri. Tu ai spus ieri că ea are secrete față de... Domnișoara Axina, probabil mai sunt chestii despre ea pe care eu nu le știu. Sau, na, nu știu. Eu cunosc doar Alexandra și am cunoscut aici. În rest, nu știu absolut nimic. Dacă rămânești. Și ea cunoaște al Codruț, nu cel pe care l-a cunoscut aici. Domnișoara Axina, Alexandra cunoaște un Codruț într-o bucată. Așa prost o va în analfabet uneori și cum o fi el, dar așa o cunoaște. Nu mai zic Codruț. Cumva. Ia potoliți-vă. Domnișoara, că am făcut, m-a spus, da, unde eu râs, prost, ăsta în alfabet, am făcut greșeli, am făcut un alta, mi-asum, dar ăsta sunt, nu pot să mă schimb și nu mă vând pe prune. Pe două prune și pe o pâine, nu mă vând. E gravidă situația. Dacă stau bine să mă gândesc la ce s-a întâmplat ieri, nu cred că este foarte ok situația, pentru că al nostru Cristian spunea la un moment dat că atâta timp cât este el în casă, Maria nu va câștiga niciodată finala. Și că el o va încuraja pe Alexandra să fie acesta primul pas către planul lui. O să-l susțin și eu dacă este vorba de așa ceva, de așa ceva, domnișoara Cristina. Auzi, Maria, tu crezi că această apropiere a lui Cristian de Adriana este o strategie pentru marea finală? Nu, este o strategie pentru a nu mai dormi pe canapea. Adică?
Adică are asta, a dormit în carantină, a venit din carantină, a dormit și în emisiune. Se pare că săptămâna trecută am dormit eu în emisiune? Da. Săptămâna trecută? Da. M-am băgat cu japca în toate subiectele. Posibil că eram nevorbit și aveam chef de vorbit. Cu japca. Da, dar ai vorbit 3 secunde, unul la mână. Nu m-a întrebat nimeni nimic pe mine niciodată. Ai zis tu, o secundă, Mariana. Ai zis tu odată așa, că mai bine să vorbești mai puțin și bine decât mult și prost. Da, dar m-am băgat cu japca și am spus și de ce. Eram nevorbit. Zic, și ai vorbit prost. Mi-era dor să comunic cu oamenii, mi-era dor să-mi spun și o părere în fața... Tu te milogeai de Marinescu să vorbească cu mine și cum vrea. Că dacă o să-ți revii, o să ajungi unde îți dorești din nou. Nu e niciun fel de problemă, crede-mă, pentru mine, nici marea finală nu mai are niciun fel de... Nu mai lupt pentru treaba asta și nici mă mai interesează. Dar nu vorbeam de marea finală, cum vă nici acum. Păi nu, că a spus... Păi eu personal, nu știu de ce voi, tu și Alexandra, nu înțeleg de ce voi credeți că eu dau atât de mare importanță. Mai ales că știți și voi, nu sunt de o lună în această competiție sau de două sau de o săptămână sau de două sau de trei. Înțeleg și eu foarte bine. Așa da, de frumos, dar n-am așteptat. Așa de frumos să o să mă uit la tine și la iubitul tău, că o să fiți în marea finală amândoi. Știu că voi sunteți... Bă, dar poate nici nu ajung în marea finală, bă, care vă agățați, care vă agățați de orice bucățică de brânză. Comănici. O să mă uit la voi așa când o să spună, nu știu ce nume o să spună, că o zice Comăniș, că zice Andrei, că zice Romeo, orice nume. Va câștiga la băia, nu va câștiga iubitul tău și nici nu o să câștigi. O să mă uit la voi așa cum stați și denoclați ochii și puneți capul în pământ. Comăniș, de ce crezi tu că eu am vreo așteptare în ce privește finala? Vă credeți viță nobilă, dar voi sunteți... Ce sunteți? Ce sunteți? Coridor. Păi, dar vezi că vorbești la coridor? Știi ce la coridor? Da, știu. Vezi e un vorbesc... vin de la care stă pe garduri, așa. Eu îți înțeleg frustrarea. Nu e viță nobilă. Sinceră să-ți spun, îți înțeleg frustrarea. Te înțeleg frustrare? Și de ce... Da. Te înțeleg și de ce ești atât de alarmat. Frustrare? Nu am niciun fel de alarmă, nu sunt alarmat. Văd nasuri pe sus și când văd nasuri pe sus, mi-e frică să nu dea cu pe mine. Bine, aoleu. Dar cu ce a fost nasul aoleu meu pe sus? Adevărat. Ce a fost nasul meu pe sus? Comănici, mai ești strâmb, mai ești strâmb nasul. Potolește-te, Marinescu! Scoate degetul din nas, mai băiat, când nu ești la grădiniță. Comănici! Yes, of course. Ești în stare să duci un dialog sau ce asta? Ascult, mă, te ascult. Băi, eu mă ier cu frustratul, că Marinescu îmi greșește. Din cauza același asta? Același text îl folosești de luni, de zile, femeie. Am înțeles. Păi te-am înțeles și eu. Am înțeles și eu mai Păi lasă-mă să vorbesc, pentru că vorbești peste mine unul la mână, doi la mână, înțelegi doar jumate sens care vreau să ți-l transmit și de asta înțelegi același lucru. Ascult. Că mă întrerup continuu. E simplu. De asta ți-am zis. Vorbești lucruri care se transpun efectiv pe tine și de multe ori faci lucrul ăsta. De atâtea ori cât o faci, de atâtea ori ți zic, pentru că e prea evident și lumea de acasă o să vadă, mai ales persoanele care au studii în psihologie, o să vadă lucrul ăsta foarte evident. Nu-i dai nevoie. Ia fiți atenți, punctual vorbind. Maria, ieri Comănici a afirmat că atât timp cât el va face parte din această competiție, tu nu vei câștiga, că se ocupă el de asta. Cum crezi că va face? Ușoară, Cristina, dar nici... Lasă, sinceră să fiu. Cine știe dacă o să ajung în finală? În primul rând, domnișoara Cristina, Comănici poate să vorbească, pentru că persoana care pleacă cu șansa numărul 1 în emisiunea asta la marea finală din partea fetelor este Alexandra, fiindcă este momentan pe locul 1 și a fost 10 luni pe locul 1. Iar tu o vei ajuta în ceea ce privește voturile concurenților? O să primească un vot de la iubitul ei Codruț, un vot de la Adriana, mai vine și un vot de la mine. Să fie pe locul 1 și la concurenți, la public și la revedere, ca să terminăm jocul. Fiindcă Alexandra, deși a luat foarte multe cecuri și a fost favorită de multe ori, n-am văzut-o să laude pe aici. Alții, măcar m-au ieșit favoriți, dar se văd pe aici viță nobilă. De ce? Vă pupați mai nou, de ce? Păi fiecare se laudă cu ce nu are. Dar când vreodată... Păi vă răudați cu ce n-aveți, educație. Când vreodată am auzit treaba... Superioritate, nu ai. Păi aici, atât, dar nici acolo. Că hai să zic. Ești plin de frustrări, ești plin de... nu știu, nesiguranță tu. Ai nevoie, ți-am zis, și ți-o zis și Romeo și spune tatăl. Eu sunt foarte relaxat. Tu și când stai pe WC, eu cred că stai pe Romeo. Bă, stau bine pe WC. Da. Se vede bine. După cât observ, nu mă interesează nimic ceea ce spui. Stau pe jumătate. Vezi că stai, vezi că stai. Uite păi da, uite atât de relaxat sunt. În primul rând, Maria, da, iubita mea, nu a spus nici măcar o dată că ea vrea să ajungă în finală. De ce discuți treaba asta? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.